În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și-a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind toată boala și toată neputința în popor. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 4, versetul 23. Preacuvioase Părinte, Secretar Preacucernice Părinte, Consilier, Preacucernice Părinte, Protopop, Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Preacuvioase Maici, Domnilor Parlamentari, Domnule Președinte al Consiliului Județean, Domnule Primar, onorate oficialități, dragi teologi și iubiți frați și surori. În duminica aceasta minunată, când Dumnezeu ne răsfață cu raze călduțe de soare și a avut loc resfințirea bisericii dumneavoastră, subiectul predicii mele este următorul. Domnul Iisus Hristos, doctorul cel mare al sufletelor și al trupurilor. L-ați auzit pe Matei ce spune? Domnul Hristos străbătea toată țara, bine vestind cuvântul mântuitor și tămăduind toată boala și toată neputința în popor. El a fost, a rămas și va fi doctorul cel mare al sufletelor și al trupurilor noastre. Și de multe ori ne este mai ușor să înțelegem această realitate plecând de la exemple concrete. Cu ani în urmă, cei mai venerabili dintre dumneavoastră poate cunoaște și persoana pe care o pomenesc, era prin 1984, bunul duhovnic de la Mănăstirea Rohia, Părintele Serafim Man, s-a îmbolnăvit de cancer. Era internat la Clinica 3 din Cluj și preot tânăr fiind, m-am dus să-l vizitez. Se obișnuiește cu gândul că în scurtă vreme va pleca la Domnul. Însă se știe că era un om foarte credincios. S-a rugat el și s-au rugat ucenicii lui. Și spre mirarea tuturor, peste o vreme a ieșit din spital și a mai trăit 30 de ani. Pentru că a intervenit doctorul cel mare al sufletelor și al trupurilor. Și a plecat la Domnul la 80 de ani în 2013. Așa că aceste exemple concrete ne încredințează pe noi de faptul că Domnul Iisus Hristos este doctorul sufletelor și al trupurilor. Atunci când încă multă lume nu era creștină, Sfântul Chiril al Ierusalimului, Patriarhul Ierusalimului, îi pregătea pe oameni pentru botez. Și pe evrei, și pe păgâni. Și le ținea înainte de a fi botezați cateheze, ca să înțeleagă de ce îmbrățișează credința creștină. Și în a 10-a cateheză le-a vorbit despre Domnul Iisus Hristos și despre preasfânt numele Lui. Și iată ce zice Sfântul Chiril al Ierusalimului. În limba ebraică, Iisus înseamnă mântuitor, iar în limba greacă, cel care vindecă, căci El este doctorul sufletelor și al trupurilor
și tămăduitorul celor ținuți de duhuri rele. El vindecă și ochii orbilor, dar în același timp luminează și mințile. Este doctorul șchiopilor, dar îndreptează și picioarele păcătoșilor spre pocăință. Spune paraliticului, așa cum am auzit în Evanghelia de astăzi, spune paraliticului să nu mai păcătuiești, dar îi spune și ia-ți patul tău și umblă. Pentru că trupul lui se paralizase din pricina păcatului sufletului. A vindecat mai întâi sufletul ca să aducă prin asta vindecare și trupului. Deci dacă cineva pătimește cu sufletul din pricina păcatelor, are doctor. Dacă este cineva aici puțin credincios, să-i spună lui, ajută necredinței mele. Pentru că el este doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Este adevărat că atunci când ne-a creat Dumnezeu, ne-a creat sănătoși, tineri, sănătoși, frumoși și nemuritori. Însă am ajuns bătrâni, bolnavi, urâți și muritori tocmai din pricina păcatului. Zice Sfântul Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 5, versetul 12, că printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, și moartea a trecut la toți oamenii prin acela unul în care toți au păcătuit. Și pentru aceasta s-a întrupat Domnul Iisus Hristos ca să ne tămăduiască de toate neputințele noastre sufletești și trupești, să ne mântuiască și să înfrângă urmarea catastrofală a bolii, care este moartea. N-am sărbătorit la Paște lucrul acesta. Domnul Hristos cu moartea pe moarte călcând, celor din morminte le-a dăruit viață veșnică. Așadar, în această duminică frumoasă, când am sfințit biserica dumneavoastră, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos în plină acțiune de mare doctor. Era lângă scăldătoarea oilor, unii dintre dumneavoastră, în pelerinaj fiind prin Țara Sfântă, ați și fost acolo, și lângă scăldătoarea oilor era mulțime de bolnavi, pentru că din când în când îngerul Domnului venea și tulbura apa și cine intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos de orice boală era cuprins. Și era acolo un bolnav singur, abandonat, necăjit, al nimănui, care aștepta de 38 de ani. Multă răbdare și multă credință. Și Domnul Hristos l-a văzut. Și l-a întrebat, n-ai vrea să te faci sănătos? Cum nu, Doamne? Dar n-am om, până să mă duc eu în scăldătoare, altul oi ai mai înainte. Și atunci Domnul Iisus Hristos i-a zis, ia-ți patul tău și umblă. Era de față doctorul cel mare al sufletelor și al trupurilor. El, atunci, și în cele 2000 de ani de creștinism cât au trecut și până la sfârșitul veacurilor va tămădui sufletele și trupurile oamenilor. Acum, dacă e să facem o analiză atunci când este vorba de suflet, sufletul are trei funcțiuni. Rațiune, sentiment și voință. Raționează cu ajutorul minții, simte cu ajutorul inimii și voiește cu toată ființa lui. Ori, din nefericire, toate cele trei facultăți ale sufletului nostru sunt bolnave. Nu întotdeauna judecăm cum ar trebui. Dacă am judeca cum ar trebui, am face mai multe păcate. Și nici simțirea noastră nu e sănătoasă, pentru că iubim lucrurile păcătoase, murdare și spurcate.
N-ar trebui lucrul acesta. Și voința noastră e slabă. Spune Sfântul Pavel, păcatul pe care n-aș vrea să-l fac, pe acela îl fac, și binele pe care aș vrea să-l fac, pe acela nu-l fac. Și atunci vine doctorul cel mare și tămăduiește sufletul nostru și trupul nostru. Tămăduiește sufletul și ne ajută să judecăm corect și să realizăm că lucrul cel mai important este mântuirea sufletului. Pentru că ce ar câștiga omul dacă toată lumea ar fi a lui și și-ar pierde sufletul? Să iubim lucrurile frumoase, înălțătoare, duomnicești. Și Domnul Hristos ne ajută să avem o voință fermă. El lucrează în biserica Lui. Toți cei botezați în numele Preasfintei Trăimi ne-am îmbrăcat în Hristos. Important ar fi ca noi să conlucrăm cu harul acesta atât de mare care se revarsă în biserică, unde este prezent Domnul Iisus Hristos și care ne tămăduiește și sufletele și trupurile. În biserică, Domnul Hristos a lăsat mai multe taine, dar două sfinte taine sunt chiar taine tămăduitoare. Este vorba de taina spovedaniei și de taina Sfântului Maslu. În taina spovedaniei, dacă suntem sinceri și ne mărturisim bine păcatele, Domnul Iisus Hristos, prin duhovnicul nostru, ne iartă de păcate. Și atunci consecința, dacă ar fi o mărturisire sinceră și bună, e cea pe care o tragem din Evanghelia de astăzi. Păcatele noastre fiind cauza a toate tulburările și sufletești și trupești prin care trecem, dacă ele sunt curățite, iertate, ne facem sănătoși. Și o altă taină care ne tămăduiește este taina Maslului. La taina Sfântului Maslu sunt câteva cântări care efectiv ne încredințează de faptul că Domnul Iisus Hristos lucrează în taina Maslului, cum a lucrat acolo la lacul Vitesta cu slăbănogul de 38 de ani. Și iată ce spune un tropar de la Maslu. Doamne, sufletul meu, cel slăbit cu multe feluri de păcate și cu fapte netrebnice, ridică-l cu cercetarea ta cea dumnezeiască, precum ai ridicat de demult pe slăbănocul. Ca fiind mântuit, să stric ție, îndură-te, Hristoase, și dă-mi tămăduire, așa cum i-ai dăruit slăbănocul. În această duminică frumoasă, Domnul Iisus Hristos ne învață acest lucru. Să ne apropiem de El, pentru că El ne iartă și păcatele și apoi ne dă și sănătate sufletului și trupului nostru. Un lucru foarte important din această pericopă evanghelică n-ar trebui să-l uităm. Pentru că, din nefericire, nu suntem foarte fermi în credința noastră. Dacă am fi foarte fermi, și rezultatele ar fi pe măsură. Slăbănocul, după ce l-a tămăduit Domnul Iisus Hristos, s-a dus în templu să-i mulțumească lui Dumnezeu. Și acolo, în templu, l-a întâlnit Domnul Iisus Hristos și a spus un cuvânt care ne spune și nouă astăzi și pe care n-ar trebui să-l uităm. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, din care s-a citit astăzi, în versetul 14, citim. După aceasta, Iisus l-a aflat în templu și a zis: iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ție și mai rău. Să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ție și mai rău.
Iar prorocul David, în Psalmul 102, în versetele 3 și 4, ne încredințează de această realitate ce ni se impune și pe care o primim prin credință și suntem convinși că s-ar întâmpla așa dacă am fi credincioși în ceea ce poate Domnul Iisus Hristos să facă pentru noi. Și zice David așa: Dumnezeu, curățește toate fără de legile tale, vindecă toate bolile tale, izbăvește din stricăciune viața ta și te încununează cu milă și cu îndurări. Hristos a înviat!